Sunt anumite momente în viață când simți că ai nevoie de mai multă putere din punct de vedere spiritual. Ce faci în momentele respective? Biblia ne învață că există o disciplină spirituală foarte importantă care ne poate da acel plus de putere spirituală. Unii dintre voi care cunoaște scriptura știți că în Vechiul Testament este o carte ce poartă numele unei femei, Estera. Și în această carte apar mai multe personaje, dar la un moment dat se vorbește despre Mardoheu și despre Estera. Mardoheu află că națiunea este amenințată, existența ei este amenințată. Și atunci îi cere Esterei să mijlocească la împărat. Ce face Estera? Chiamă atât pe Mardoheu cât întregul popor la post și rugăciune. Și spune ea, după aceea mă voi duce înaintea împăratului. Ei bine, Dumnezeu dă o rezolvare miraculoasă. Și națiunea este salvată prin faptul că mai mulți oameni se unesc la post și rugăciune și cer ceva cu insistență din mâna lui Dumnezeu. S-ar putea să ai momente mai grele anul acesta. Aș vrea să te încurajez să practici postul. Și aș vrea să te încurajez să-i chem și pe alții împreună cu tine ca să postească pentru anumite lucruri și în felul acesta vei vedea răspunsul lui Dumnezeu și minunile lui Dumnezeu. Nu uita, postul și rugăciunea îți oferă un plus de putere spirituală.